Cei care s-au născut în zodia scorpionului vor avea în ziua de 6 august o perioadă bună pentru că va trece luna prin semnul lor zodiacal natal și vor fi destul de în formă, vor fi din nou așa cum sunt ori de câte ori trece luna, subtili, telepați, simpatici, magnetici, electrizanți, atrăgători, fascinanți, depinde. Nu însă și pentru relațiile de parteneriat care se pot complica cu tot felul de trăiri, unele exacerbate și nemotivate, antipatii puternice, dorințe de răzbunare, dorință de înfrângerea voinței cuiva, în fine, dorință de rezolvare pe orice cale, niște ambiții amplificate de niște trăiri interioare de care scorpionul este în stare. Între 6 august după ora 20 și 8 august seara, nimic de spus despre cele două case ale banilor, Contextul este modest din punct de vedere astral ca să ne permită să formulăm altă observație. Între 8 august după ora 22 și 10 august seara, cele două case ale comunicării sunt marcate de Pluton de o parte, de Luna Neagră în partea cealaltă. Unii sunt supărați de ce văd, ce aud, ce înțeleg. Ce citesc, ce află, ce concluzii trag. Alții sunt nemulțumiți de evenimentele cotidiene, care sunt complicate, stresante, enervante, care nu le consolidează o opinie, ci din potrivă o destructurează le dau numai argumente să nu mai creadă în ceva, în cineva, să nu mai găsească motivație, să nu găsească bucurie, să nu găsească satisfacție. Numai lucruri care să-i dezabuzeze și asta nu o să le dea chiar o stare interioară bună. Prea mult plictis, prea multă enervare, prea mult nu, nu la tot pasul. Dar bine că sunt mai două zile și jumătate și trec între 10 august după ora 22 și 12 august se va contura un context astral alcătuit de patru planete în opoziție. Pe de o parte va fi soarele. În prin casa a 10a. Lucru bun. Pe de altă parte, va fi planeta Venus, care, în ziua de 11 august, va intra în zodia leului, semn pe care îl va traversa până pe 5 septembrie și care va introduce un factor de noroc, de protecție, de binefacere. Real, nu major, mediu, modest, dar real și binevenit, firește! Vor fi avantajați toți cei care doresc să facă o carieră. Vor fi avantajați actorii cântăreții, toți cei care se exprimă în public, profesori, avocați, ziariști, oameni politici. Este un moment al succesului, este un moment al afirmării pentru cei tineri, este un moment al simpatiei manifestate de către public, aplauze, premii, presă bună. Comentarii favorabile din partea specialiștilor. De partea cealaltă se va afla luna, care în ziua de 12 august se va afla în postura de lună plină învărsător în conjuncție cu Saturn. Și Avem de-a face cu o fierbere, cu o confruntare intensă, clocotitoare, între două direcții diferite. Soare, care înseamnă dezvoltare, progres, avansare, ascensiune afirmare la lumina zilei și Saturn care înseamnă încetinire, blocare, constrângere, contradicții, neputință și o doză de întuneric, de latura ascunsă. Nu neapărat enigmă, dar un soi de noapte care se așterne peste fapte și gânduri. Saturn și Soarele vor opera în casa a patra. Și atunci Putem să anticipăm că vin niște schimbări, transformări, poate să fie și niște discuții neplăcute. Poate fi vorba de evenimente cu ecoafectiv care să-i tulbure pe cei născuți în scorpion. În măsura în care pentru carieră contextul este strălucitor, expansiv, aici, în zona familiei și acasă, lucrurile nu sunt la fel. Este nevoie și de foarte multă prudență, pentru că forțarea notei nu e un lucru bun, discuțiile, disputele între oameni nu sunt indicate, sunt inutile de altfel, contextul nu este bun, și pentru că în această perioadă se realizează o configurație denumită pătrat mistic. Pe cele patru brațe ale crucifixe vor fi multe planete care vor realiza un mănunchi mare, mare, greu de suportat, de quadraturi și de opoziții.